Azi continuăm să vorbim despre caracața de interese și contracte cu statul din jurul domnului Ciolacu. Sunt Valeriu Nicolae, sunteți la Starea Impostorilor. Marcos Provit este o altă firmă acționară la o altă firmă al lui Miță Ciolacu, nepotul mult iubit al domnului Ciolacu. Marcos Provit, inițial a domnului Marius Neagu și Costel Isac, controlează un minim de 80 de farmacii din Buzău. Isac Andrei este fiul lui Isac Costel, cel care a fost acționar la Marcos Provit înainte de a fi condamnat la un an și 4 luni de pușcărie pentru dare de mită către Mihaela Ela Udrea, directoare la Direcția Politică a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din cadrul Ministerului. Țineți minte direcția asta. Neagu Marius Gabriel apare în 24 de firme, 22 dintre ele funcționale. Nu sunt suveici. O cifră de afaceri de 289.541.288 de lei, marea lor majoritate făcuți din afaceri cu medicamente. Despre Neagu, legăturile lui cu statul și oameni care de care mai dubioși, s-a scris mult, nu o să insist. Oricum, un om care putea cinste la fel cum duhnește Ciolacu a bun simț. Domnul Neagu este partenerul de afaceri și al domnului Bucur Liviu Florin, cu care înființează societatea Buchete de Vis, care apoi devine lanțul de farmacie Evofar. Bucur Liviu Florin este patronul Infomedia, cea care controla un ziar local din Buzău, care desigur îl ridică în slăv pe Marcel Ciolacu, unchiul asociatului lui, și în timp ce promovează farmaciile controlate de firma lui Neagu, atacă dur farmaciile concurente. Infomedia are zeci de contracte publice prin care vinde abonamente sau anunțuri la ziarul în cauză. Ziar care a fost la început un ziar de dreapta la care a lucrat și domnul Orcan, cel care controlează unul dintre ziarele care au trăit și trăiesc din bani de la PNL. Am dat o căutare pe site-ul ziarului cu Ciolacu. Nu înțelegeți voi, bă, cum se face presă dacă credeți că odele astea sunt niște pupincurisme obscene, demne de Coreea de Nord, sau similare limbilor pe care le primea Ceaușescu în timpul cel mai nenorocit al perioadei comuniste. Dacă te-ai luat după fițul ziarul ăsta, Marcelică, este geniul universului, farul călăuzitor al lumii și neprihănitul urmaș al lui Zamoxes. Nino, tati, bravo ziariștii! Căutarea după farmacii are rezultate la fel de minunate. Nu numai că farmaciile vrășmașe interesele nepotului Miță sunt înfierate cu îndrăjire patriotică, pe când cele fericite cu legături cu Marcelică sunt linse sistematica fiind alături de elevii cei mai deștepți, donează instituțiilor și în general sunt pogorârea raiului farmaciilor pe pământul buzoian. Printre farmaciile preluate de firma asociațiilor lui Miță apare și Farmavit. Farmavit este una dintre farmaciile din Buzău preluate de Neagu. Farmavit are legături directe cu alți doi oameni de afaceri din Ploiești și ei cu contracte de milioane cu statul. Nicoleta Prisada a cedat farmaciile lui Miță Ciolacu și Neagu Marius. Nicoleta Prisada este soția domnului Răzvan Prisada. A se ghici unde lucrează cei doi. Ei bine, domnul Prisada a devenit din 2022 șeful Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, iar doamna Prisada este angajată de Spitalul Județean Buzău. Uite așa e Buzău, plin de coincidențe și nu de rețele de tip semi-mafiot dezvoltate în jurul șefului PSD. Dar să nu divaghez. Marius Tănase este și el acționat la Marcos Provit împreună cu fiul domnului Costel Isac, care l-a înlocuit pe acesta căci a primit o sentință de 1 an și 4 luni pentru mită. Marius Tănase, de data asta, chiar o coincidență, a fost vicepreședintele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și om care a lucrat pentru unitatea militară din Brașov. Acesta apare într-un eveniment cu doamna Mihaela Udrea, care a fost condamnată pentru 2 ani pentru mita primită de la exact Costel Isac. Tănase Marius, cel asociat cu Miță, mai are și el o firmă în care este asociat cu calul Mihail Laurențiu. Și el, candidat PNL la Dumbrăvița Timiș. La Dumbrăvița sunt înregistrate o mulțime de alte firme care au legături directe cu asociatul dintr-o altă firmă a domnului Ciolacu.
Una din firmele acestuia are 664 de contracte publice de un total de peste 8.169.648 de lei. Majoritatea contractelor sunt, cum altfel, cu Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Domnul Tănase este administrator și la altă firmă, unde este asociat cu Didilă Vasile, fratele mult mai celebrului Gruia Stoica. Gruia Stoica este fostul iubit al unei foarte puternice deputate PNL din Banat, al cărui tată este în PSD din 2017. Gruia Stoica este faimos pentru mita de 3 milioane pe care o oferea pentru un contract de 100 de milioane cu stat. Firma celor doi frați are contracte de minim 431.882.046 de lei cu statul. Alături de fratele său, Gruia Stoica, condamnat la 4 ani de închisoare, Vasile Didila a fost condamnat de Tribunalul Iași la 3 ani 6 luni de închisoare și tatăl lor, Vasile Răducan, a primit 3 ani de închisoare cu suspendare. Constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 1,8 milioane de euro în dosarul privatizării companiei Transbordare Vagoane și Marfă din Iași. Cinste și onoare, cum s-ar zice la PSD. Nepotul lui Ciolacu a fost asociat și cu Rovența Radu Cristian. Tatăl acestuia a decedat în 2010. A fost un om de afaceri foarte prosper în Buzău. Soția acestuia este Elena Rovența, judecătoarea care a fost condamnată la pușcărie pentru luare de mită în celebrul dosar Adamescu. În profilul de LinkedIn, domnul Radu Cristian apare ca și cum ar lucra la Agi Capital Investment. Firma este deținută de Irving Dyer III, cel care a cumpărat fabrica de la Nehoiu, de la Omar Haisam, partenerul de vânătoare al lui Ciolacu. Irving Dyer III este partea unui proces foarte complicat cu o firmă de asigurări de la care cere daune de 68 de milioane de euro și depinde de sentințele date de sistemul nostru de justiție. Adică, omul vrea cu foarte, foarte mult mai mulți bani decât a investit la Nehoiu. Irving Dyer și-a construit afacerile în România în domeniul medical și apare niște afaceri foarte dubioase cu Roman și niște legături cu un ofițer de informații american. Între 2002 și 2004, firma lui Dyer a primit contracte de la stat de 38 de milioane de euro. Firma deținută în trecut de Dyer, Medrom, are în acest moment 425 de contracte cu statul, culmea, tot în domeniul medical și este pe hârtie deținută de alți oameni. Domnul Rovența, managerul lui general, este legat prin alte afaceri și de sectorul energetic, probabil cel mai căpușat sector și cel mai plin de foști securiști de rit vechi și mai nou. Comuncas este următoarea firmă a domnului Miță Ciolacu. Soția domnului Grindeanu, tot din Timișoara, și nevasta vicepreședintelui PSD Adrian Cioancă sunt partenerele de afaceri. Domnul Adrian Cioancă este fiul domnului Titus Corlățean, fost ministru de externe, unul dintre băieții domnului Năstase. Cifrele firmei sunt tare ciudate, în ciuda faptului că are zero angajați, firma are deja datorii de peste 300.000 de euro în 2021. Firma se ocupă de construcții, domeniul de activitate al domnului Cioancă. Firmele domniei sale sunt înregistrate la Dumbrăvița, Timiș, unde candidat PNL a fost un partener de afaceri al domnului Tănase, domnul Calu, căci frăția PNL-PSD este de multă vreme când vine vorba de banul public. Domnul Cioancă are o mulțime de afaceri de familie. De exemplu, este asociat cu tatăl domniei sale, Cioancă Partenie, care este și el asociat cu domnul Lupăștean Gabriel, domn care are un noroc de 46 de contracte cu statul. Ghiși cu cine de la stat? Da, mă, e o coincidență. Cu CFR-ul din subordinea lui Grindeanu. Da, mă, toate cele 46 de contracte cu statul sunt cu CFR-ul. Florin Iosif Jivan a participat și el la alegerile pentru Consiliul Local Dumbrăvița în 2020 din partea Partidului Verde. Este administrator unuia din firmele vicepreședintelui PSD Timiș și a soției acesteia. Celălalt administrator, Popescu Liana Maria,
este soția lui Liviu Popescu. Domnul Popescu este de la PNL, ca să fie toate flancurile acoperite, și el tot în Consiliul Local Dumbrăvița. Firma doamnei Popescu are 27 de contracte cu statul și domnul Liviu Popescu are asociați într-o altă firmă. Unul dintre ei, deși din Timiș, Ionescu Florin Cătălin, are o firmă de publicitate care, culmea coincidenței, a avut un contract foarte bun cu Direcția Generală a Finanțelor Publice Buzău. Ca să vezi, mă, coincidență de coincidență. La acea vreme, Valentin Orșa era șef la Direcția Generală de Finanțe Publice din Buzău. Orșa este cel acuzat că ar fi îngropat un dosar despre farmaciile familiei Ciolacu în perioada în care a fost numit din senin și cu zero experiență șef la Casa Județeană a Asigurărilor pentru Sănătate Buzău. A fost numit acolo de PSD, desigur. Acum Orșa este în Consiliul de Administrație al RomSilva. Granița dintre Buzău și Covasna fiind unul dintre locurile cele mai nenorocite din punctul de vedere al furturilor de lemn. Despre relațiile firmelor domnului Ciolacu cu Codrul, fratele românilor cei mai șmecheri, vom vorbi într-un episod următor. La Dumbrăvița, din partea PSD în Consiliul Local, este și un alt cioancă. Daniel, că nu se putea altfel. O altă firmă a nepotului Ciolacu este Healthy Med, radiată. Asociatul la firma radiată este alt Tănase, Mihai Cătălin, născut tot în Suceava ca și celălalt Tănase asociat cu domnul Ciolacu Mihai. Acesta apare ca și cum ar lucra pentru OMV Petrom, adică pentru afacerea Lumiță. În cercetările mele am descoperit sute de firme inactive deținute de baron local sau rudelor care chipurile ar trebui să producă energie electrică solară. Și domnul Miță are o astfel de firmă deschisă împreună cu Sandu Adriana Denisa. Afacerile doamnei Denisa sunt legate de domnul Sandu Constantin, cel care deține și a deținut o mulțime de firme la Buzău. Sandu Denisa apare în firme din spatele meu, plus în CSI Invest SRL. Toate firmele active în care este doamna Sandu Denisa implicată apar și în dosarul din 2015 de la primăria din Buzău, când au fost arestați 13 funcționari din primărie. Suspecții sunt acuzați că au încălcat cu bună știință atribuțiile de serviciu, s-au constituit într-un grup organizat vreme de 5 ani, au efectuat acte contrare atribuțiilor de serviciu, nu au urmărit, colectat și încasat debitele cu titlul de impozite și taxe pentru mai multe firme controlate de oameni de afaceri, aflate în relație de rudenie cu persoane din conducerea primăriei Buzău sau apropiația acestor. Asta scria DNA-ul. Toate firmele active ale celor doi apar în dosar, cu excepție, măi, culmea culmilor, a firmei nepotului domnului Ciolacu. Sandu Constantin a primit și interdicția de a comunica cu cei arestați. Instanța a descoperit că au fost săvârșite infracțiuni în cazul a cel puțin două din aceste firme. Toți oamenii acestea sunt doar din firmele nepotului lui Ciolacu. În episodul următor, firmele și asociații domnului Ciolacu.